Revenim în țară. O fetiță de 2 ani a murit după ce a căzut într-o cratiță plină cu apă fierbinte, în timp ce se juca cu frații mai mari. Incidentul tragic s-a produs în satul Tarasova, raionul Rezina. Asistenta socială din localitate a declarat pentru Moldova 1 că totul s-a întâmplat în data de 11 decembrie seara, însă medicii au fost chemați a doua zi. Silvia Ucrainciuc, asistenta socială din satul Tarasova, care efectua vizite la familia în care s-a produs tragedia, a spus pentru Moldova 1 că femeia creștea de una singură 3 copii și are un grad de dizabilitate. E doar mama deține grad de dizabilitate, familia e invizorul asistenței sociale. Noi despre caz am aflat a doua zi, când deja copilul era decedat. Ultima vizită a fost pe data de 15 noiembrie. Noi în teritoriu mergem o dată în săptămână, dar știți cum, familii sunt mai multe la evidență și nu putem să mergem prea des. Familia este social vulnerabilă, conform listei aprobate de consilier. Tragedia s-a produs în seara de 11 decembrie, însă medicii și poliția au fost alertați pe data de 12 dimineața. În spusele mamei, copiii se jucau pe lejanca și unul dintre ei, l-am prins pe cealaltă sau ce a fost acolo între dânsii, că a căzut în cratiță. A chemat ambulanța ziua următoare, mama i-a acordat primul ajutor unguient, ceva de tipul ăsta, dar nu a alertat poliția sau ambulanța. S-a întâmplat cazul, da. Contactată de Moldova 1, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Rezina a declarat că poliția a fost anunțată despre decesul fetiței pe data de 12 decembrie. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul tragic. Ministerul Educației vine cu mai multe